Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Agricultura românească primește o veste uriașă de peste ocean. România, prin Agroest Muntenia, a obținut premiul Export Innovation în cadrul celebrei gale Go Global Awards, care a avut loc în Providence, Rhode Island, Statele Unite ale Americii. Agroest Muntenia a primit o recunoaștere internațională pentru Centrul de Cercetare în Nutriția Agricolă, recent finalizat, cel mai modern din Europa Centrală și de Est, pentru tehnologiile, produsele și serviciile pe care le avem în portofoliu, pentru produsele și tehnologiile noi pe care urmează să le exportăm, începând cu anul 2024. Premiul ne-a fost înmânat de senatorul David Wells și ne onorează recunoașterea, mai ales că acesta este proiectul în care am investit multe resurse umane și financiare. Mesajul postat pe o rețea de socializare de directorul general al Agroest Muntenia, Mihai Răzvan Moraru. Înființată în 2009, această companie oferă în România produse și servicii de top, înlesnind astfel accesul fermierilor români la tehnologii moderne, recunoscute la nivel global. Și veștile bune continuă. România a obținut încă un premiu la gala Go Global Awards 2023 din Rhode Island, Statele Unite ale Americii. De data aceasta este vorba de premiul pentru produsul inovator al anului, oferit companiei de lactate minim procesate Artesana. Acest premiu este o recunoaștere a eforturilor angajaților companiei, precum și a tuturor celor care au contribuit la acest succes. Ne bucurăm că am putut împărtăși povestea companiei Artesana și pasiunea pentru acest produs inovator. Ne simțim extrem de mândri și inspirați ca să continuăm să inovăm și să aducem gustul unic al Artesana în întreaga lume. Vă promitem că vom continua să ducem mai departe această frumoasă poveste. Mesajul transmis pe o rețea de socializare de Daniel Donici, cofondator al companiei Artesana. Acest brand se află pe piața românească din august 2012. Astăzi, produsele companiei se găsesc în peste 1000 de magazine în toată țara, în majoritatea lanțurilor de magazine, dar și în rețelele locale sau în băcănii specializate. Având o echipă de 75 de angajați, Artesana a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, iar pentru 2023 estimează venituri de 8 milioane de euro. Un tânăr din județul Iași a creat o piață online prin care consumatorii pot comanda legume proaspete și alte produse locale. Comenzile sunt centralizate și ulterior duse clienților în genți speciale în care se păstrează totul proaspăt, spune ieșanul. Acesta a triat la sânge producătorii incluși pe site-ul său și ține legătura în permanență cu fermierii pentru a menține standardul de calitate pe care l-a impus. Eu am găsit această variantă pentru a dezvolta împreună o comunitate cu producători cu adevărat naturali din zona Iașului și astfel am deschis această piață online cu livrare zilnică de produse naturale. Cum ați reușit să identificați acești producători locali? Cât de des se fac comenzi și practic cum le livrați? Mi-a fost foarte greu să găsesc producătorii cu adevărat naturali. Aproape un an am căutat și caut în continuare pentru că vreau să-i găsesc pe cei mai buni și pe toți vreau să-i găsesc practic. Comenzile sunt în ce în ce mai multe și vreau să le mulțumesc oamenilor, cetățenilor din Iași că au ales calitatea și au ales să își cumpere practic mâncarea de în fiecare zi dintr-un loc în care produsele sunt de calitate. Eu când am venit cu această piață online, am venit cu un loc unde clienții pot găsi cu adevărat produse de calitate și îmi respect clienții. Drept dovadă, majoritatea clienților care comandă o dată, comandă și a doua oară și a treia oară, eu am început să-i cam cunosc. Am început să-i cam cunosc acum și vin comenzi din ce în ce mai multe, chiar și din alte orașe, chiar și din alte orașe. Câți producători locali sunt acum pe platforma dumneavoastră online și practic de cam de câte tipuri de produse putem vorbi? În momentul de față pe tarabaverde.ro avem 16 producători. Nu sunt foarte mulți, nu sunt nici puțini. Încăutăm în continuare să dezvoltăm această comunitate. Clienții cum pot face comenzi, mai exact?
Clienții pot face comenzi foarte simplu, intrând online pe tarabaverde.ro. Stați să vă arăt cât de simplu este. Este simplu. Priviți cât de simplu este pagina. Este atât de simplu de comandat de pe pagina aceasta, încât orice om din țara asta poate să comande, indiferent de vârstă sau ce studii are. Munți de varză la propriu erau în anii trecuți în locurile în care legumicultorii din Lungulețu, Dâmbovița, veneau cu marfa la vânzare. Atunci se plângeau că nu există clienți pentru câtă varză au produs. Era supraproducție în adevăratul sens al cuvântului. Anul acesta lucrurile stau exact pe dos, timpul nu a fost favorabil pentru această legumă, cantitățile au scăzut drastic, iar prețul nu poate fi crescut pentru că puterea de cumpărare a românilor s-a diminuat foarte mult. Mergem acum cu ajutorul colegului Corvin Dumitrică printre legumicultorii din Lungulețu ca să le aflăm în detaliu problemele. Cum a fost producția de varză anul acesta? Pentru mine foarte slabă, s-a uscat mult, mult rău. Dacă mă duc în Goloșa, unde am Românească, care era de bază, s-a dus naibii. Pusariuza aia ce naiba are, nu știu, s-a îmbolnăvit toată. Asta, soiul ăsta de gabarză care mai am acum a fost mai rezistent. Deci n-a avut probleme. Dar nu prea e căutat așa asta. E mult mai ieftin. Deci varza românească a fost compromisă cultura noastră. Cel puțin la mine. Cel puțin la mine. Și multă lume s-a băiat. Nici pe jumate nu s-a făcut cantitatea de anul trecut. S-a dat cu 2 ani, 3 ani în urmă. Anul ăsta nu. Foarte slabă. Și uitați-vă, e plină de cenușii ardea aia. Da. Cu toate că am stropit-o, dar nu. Lichidile nu mai e bune. Lături. Da. Aveți pierderi mari? Foarte mari, nu știu cu chiltuia ăla, nu, sub nicio formă. Dacă mergeți încolo cu mine să vă arăt cum a murit, hai de capul meu. Da. Și aveam comenzi și n-am cu să le onorezi. Nu am cu ce. De asta nu vrea să cumpere, că se murează greu. Omul vrea de sarmale. De asta nu, ce să facă din asta? Am mai pățit în 2001-2002, dar după 20 de ani încoace n-am mai avut probleme. Nu se mai găsește lichidul la care îl foloseam, de tratam răsad. Acum zice că au apărut niște locuitori, să ia naiba cum o fi și ăștia. Cum a fost producția de varză anul acesta? Păi ce să vă zic, producția este mult mai slabă față de anii anteriori, datorită căldurilor astea care a fost în vara asta, secetă excesivă, s-a pus anumite dăunători mult pe ea, asta, cum să zic eu, boli multe pe ea, așa că, ce să vă zic, producția e slabă. Și prețul mai mic și față de anii trecut, da. Vânzări sunt? Lumea e așa, cam cum, câți gologani are. Cum la noi pensiile și salarii sunt mici, vă dați seama ce vânzări aveam. Ca și în alte domenii. Vânzare așa, sporadică. Da. Aveți multă varză? Ca suprafață așa am în jur de 5.000 de metri, dar... Mai am și o boală acolo, pe el nu s-a prea făcut. V-am spus, producția este mult mai mică față de anii anterior. Prețul cum este? A reușit să acoperiți cheltuielile? Deocamdată nu. Mai e pe loc acolo nefăcută o grămadă, să vedem. Prețul e la fel ca acum, nu la varză, niciun fel. Numai aia, Bucareștiul e un pic mai... Dar nici acolo nu-i producția mare. Așa că ce să vă zic? Ne-a mai ajutat cu subvenție statul ăsta al nostru, dacă nu mai dat, dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Cum a fost producția de varză anul acesta? A fost proastă. Din cauza secetii, nu a trebuit să irigăm continuu, să stropim din cauza secetii. Din cauza asta a mers greu. Prețul verzi, cum este anul ăsta? Slab. E sub un leu. Deci muncim ca să ne aflăm în treabă. Nu ne înțelegem cu mare lucru. Fermierii s-au săturat să muncească în condițiile din ce în ce mai grele din România, iar mulți dintre ei aleg să-și vândă fermele. În ultima perioadă, site-urile de vânzări online s-au umplut de anunțuri cu ferme puse la vânzare. Însă sunt și fermieri care au alte idei. Ștefan Muscă, președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți, spune că este dispus să cedeze gratuit ferma sa de vaci împreună cu fabrica de lapte dacă un parlamentar e dispus să o preia și să muncească zilnic în ea.
Anunțul a fost făcut tot în cadrul unei ediții la Agricultura la Raport, difuzată din incinta târgului Indagra, emisiune în care fermierul Ștefan Musca a fost unul dintre invitații realizatorului Ovidiu Ghinea. Vând și vacilii sau poate vrea să le ia un parlamentar, îi le dau imediat gratis, îi le dau. Dacă vine un parlamentar și el le preia de la mine, îi le dau gratis. Îi dau și fabrica de lapte, dar să muncească, nu să o vândă. Să vadă și el cum muncim noi și cum sclavagim în țara românească de zeci de ani. O boală gravă a ucis mai multe animale și a pus în pericol sănătatea fermierilor. Este vorba despre tuberculoză diagnosticată în 9 exploatații din județul Buzău. Primele focare au fost declarate încă de anul trecut, însă anchetele durează luni bune, astfel că în prezent mai sunt active 6 focare. Medicii veterinari de la Direcția Sanitar-Veterinară din Buzău au în urmărire 6 focare de tuberculoză, 5 dintre ele fiind în gospodării și unul la una dintre cele mai mari ferme de bovine din România. Potrivit medicilor veterinari, până acum au fost ucise 110 bovine, iar oamenii au fost instruiți cum să se comporte în următoarea perioadă, tocmai pentru a nu le fi pusă sănătatea în pericol sau să împrăștie virusul. Iulian Moca, purtătorul de cuvânt DSV Buzău, a explicat că tuberculoza se poate transmite și la om, dacă se consumă carne sau lapte netratate termic. Bacteria este distrusă la 65 de grade Celsius. Focarele sunt și de anii anteriori. Avem, deci, în ceea ce privește evoluția bolilor, avem la această dată, au mai fost stinse din cele 9 existente focare de tuberculoză. La această dată mai sunt 6 focare active, din care 5 sunt pe raza UAT Pogoanele, exploatații non-profesionale, și un focar pe raza UAT Amaro, într-o exploatație comercială. Exploatație comercială, acolo lucrurile sunt mai dificile să înțeleg. Câte animale au fost sacrificate în total? În total sunt 110 bovine. Este o boală mai gravă, se transmite mai ușor? Spuneați că focarele... Este o boală, da. Este o, să spunem, o zoonoză care se poate transmite și la om. Prin consumul, în special consumul de lapte netratat termic, precum și prin coabitarea cu animalele din exploatații. Deci este o boală bacteriană care se transmite și la om prin consumul de lapte sau carne și produse din carne netratate termic. Și am avut sesizări în privința aceasta, pentru că totuși vorbim de animale și din gospodării și vorbim de o exploatație, exploatația respectivă vindea și lapte? Dar, da. Vinde și la momentul acesta lapte, dar către unitate de procesare cu notificare prealabilă și cu tratarea termică a acesteia nu există niciun pericol pentru populație. După 65 de grade, bacteria respectivă, micobacterium tuberculozei, se distruge. Deci poate fi dat în consum, dar cu tratament termic. Și în gospodării știau oamenii, adică suntem siguri că până da, la... Da, oamenii au fost informați și li s-a dus la cunoștință și în scris de la momentul apariției suspiciunilor. Nici măcar la momentul confirmării, de la primele suspiciuni au fost notificați, li s-a dus la cunoștință, li s-au întocmit documente. Deci nu am avut pericolul ca acest virus să ajungă și la oameni, această boală să ajungă și la oameni. Pericolul există, v-am spus, pentru că în momentul în care coabitezi cu animalul și nu respecti în tocmai toate măsurile de biosecuritate, există teoretic pericolul de a se transmite și la om. Când dar, vă ascult, dar... Spuneți. Când a fost ultimul... Toate animalele care au reacționat pozitiv și care au fost depistate de către medicii veterinari care au efectuat tuberculinarea, și aici vreau să fac o paranteză, să reamintesc faptul că noi anual efectuăm tuberculinarea tuturor bovinelor existente, animalelor receptive de pe raza județului și nu numai la nivel național, fiind o campanie subvenționată, să spunem, de Guvernul României, tocmai pentru a apăra sănătatea populației și animalelor. Și deci de la momentul apariției suspiciunilor, animalele au fost eliminate prin abatorizare. Proprietarii au fost despăgubiți. Când a fost ultimul focar declarat și în ce localități? Ultimul focar declarat a fost în luna noua, pe raza UAT Pogoanele. Și în momentul adică luna septembrie 2023.
Campania Early Bird 2023, inițiată de Titan Mașinării România, se prelungește până la 30 noiembrie. Astfel, combinele Case IH Axial Flow vor putea fi în continuare accesate de către orice fermier până la finalul lunii noiembrie, cu o ofertă unică pe piața utilajelor din România. 0% avans, 0% comision și 0% dobândă pentru o perioadă de finanțare pe 5 ani. Mai spunem că tehnologia de recoltare Case IH Axial Flow este unică pe piață. Noi am văzut combinele la recoltat într-o fermă din Brăila, iar rezultatele vi le prezentăm într-un reportaj realizat la Field Days, eveniment exclusiv marca Titan Mașinării România. Suntem deja la al cincilea eveniment Field Days și ne bucurăm să fim alături de Titan Mașinării într-o zi plină și pentru fermieri și pentru noi AgroTV și pentru Titan Mașinării. Da, într-adevăr, am continuat seria evenimentelor Field Days în toate zonele țării, să spunem așa. Am încercat să fim alături de fermieri cu majoritatea tehnologiilor pe care le comercializăm. Astăzi, aici, lângă Brăila, la Viziro, avem tehnologie de recoltat Axial Flow. Avem prezente în demonstrații cele două serii de combine, 150 și 250, comercializate de noi. Totodată am prezentat și servicii conexe acestora, servicii de agricultură de precizie, sisteme de irigații, noua gamă de tractoare AFS Connect lansată anul acesta. Suntem aproape de fermieri și ce ne dorim la fiecare eveniment este să vină să încerce utilajele pe care le comercializăm, să se convingă singuri de fiabilitate, eficiență, de profesionalismul cu care sunt făcute și să beneficieze de ele și în momentul în care le vor la ei în fermă. Deși este al cincilea eveniment Field Days organizat în România în acest an, în această perioadă de toamnă, este primul eveniment la care aducem combinele de recoltat, renumitele combine Case IH Axial Flow, care nu vin pur și simplu, vin echipate și pregătite de lucru, de recoltat și încadrate într-o ofertă fără precedent, o ofertă așa cum nu a fost niciodată în România, ofertă de finanțare, astfel încât fiecare fermier, indiferent de suprafața pe care o exploatează, să poată accesa aceste combine. Vorbim aici despre una dintre cele mai înalte tehnologii de recoltare din lume construite vreodată. Și putem detalia aici, putem intra în detaliu foarte ușor. Oferta de finanțare de care vorbesc cuprinde o finanțare pe o perioadă de 5 ani cu 0% avans, 0% comision de administrare, 0% dobândă. Este foarte important acest aspect, că oferim pe o perioadă de finanțare de 5 ani 0% dobândă la aceste combine. Avem posibilitatea de finanțare pe o perioadă mai mare de 6 ani cu 0,49% dobândă sau pe o perioadă și mai mare de 7 ani cu 1,49% dobândă. Este o ofertă valabilă până la data de 31 octombrie, o ofertă cu care noi ne mândrim, o ofertă unică pe piața din România. Îi așteptăm pe fiecare dintre cei prezenți aici și nu numai, pentru fiecare fermier interesat să vină la Titan Mașinării, să participe la evenimentele pe care le avem și să facă cunoștință, în cazul în care nu au făcut până acum, cu aceste echipamente de recoltat. Chemarchrom, companie 100% românească, a sărbătorit 25 de ani de activitate printr-un amplu eveniment organizat la Brașov, Conferința Națională a Fitofarmaciștilor. Ajunsă la cea de-a șasea ediție, conferința a reunit pe parcursul a două zile peste 600 de fitofarmaciști din toată țara pentru a descoperi, alături de partenerii Chemarchrom, noutățile din piața de agribusiness. Au fost prezentate soluțiile Chemarchrom pentru nevoile nutriționale
sezonale speciale ale culturilor horticole, detalii despre produsele biologice din portofoliul companiei, iar partenerii companiei au oferit publicului informații despre cele mai noi tehnologii din domeniu. Colegul meu, Marius Mile, a reușit să obțină declarații în exclusivitate pentru AgroTV din cadrul evenimentului și îl urmărim imediat în jurnal. S-a creat un cerc de încredere foarte bun în ceea ce privește colaborarea Chemarc Rom cu fitofarmaceuști în ultimul an, în ultimii ani, și asta am bazat în primul rând pe serviciile pe care noi le oferim, dar și pe ceea ce ne diferențiază față de concurență, faptul că noi nu avem în strategie să deschidem fitofarmacii și să-i concurăm. Ori asta a dat în ultimii ani o încredere mare în parteneriatul dintre fitofarmacist și Chemarc Rom. Cu ce ne confruntăm acum, că acest cer de încredere este important să fie extins și către autorități. Vrem să demonstrăm că putem câștiga încredere, să fim un partener viabil de dialog împreună cu fitofarmaceștii și Chemarc Rom cu autoritățile, astfel încât să extindem cercul de încredere, pentru că avem nevoie și de sprijin legislativ. Suntem foarte bucuroși că am reușit să păstrăm această tradiție, deși este un an foarte dificil, după cum bine știți. Am căutat și de data aceasta să venim cu noutăți, cu soluții inovatoare care să ajute fermierii să obțină produse mai bune și de calitate, atât în domeniul protecției plantelor, cât și în domeniul nutriției plantelor. Deci un portofoliu de produse și de soluții combinat. Încercăm tot timpul să fim la curent cu noutățile care apar și multe dintre produsele pe care le-am prezentat și le prezentăm în continuare la aceste conferințe sunt în acest spirit. Produse noi, soluții noi. Două puncte sensibile, schimbările climatice și legislația europeană. Da, vedeți, sunt două întrebări la care nu suntem noi cei care o să putem să influențăm aceste două chestii, dar putem să ne adaptăm într-un fel sau altul la aceste provocări. Schimbările climatice se produc chiar dacă vrem sau nu vrem, iar ceea ce putem să facem noi sunt schimbările în tehnologie și aducerea de produse noi în portofoliu, care într-un fel sau altul poate să ne ajute să ne adaptăm mai ușor la aceste provocări. Foarte important este, așa cum noi spunem de fiecare dată, atât fermierii cât și colaboratorii să se informeze, să găsească pas cu pas soluțiile adecvate pentru fiecare fenofază, pentru fiecare cultură, astfel încât problemele să fie ținute sub control. Cu tot pesimismul care ne înconjoară zi de zi, noi vrem să aducem bucuria pe chipurile fermierilor, distribuitorilor, fitofarmaciștilor și aducem în atenție o grămadă de produse noi, produse atât din zona ecologică, cât și molecule noi din zona convențională. Să vom veni cu produse noi. În mare parte, compania Corteva a achiziționat încă două companii din domeniul produselor biologice și, drept urmare, anul viitor vom veni cu încă 5 produse biologice față de cele prezentate astăzi, iar în 2025-2026 vom veni cu peste 100 de produse din gama aceasta bio. Compania FMC va prezenta noutățile, produsele care vor fi lansate în anul următor. Aici putem să amintim insecticidul Nexuba și biostimulantul Acudo, dar și celelalte produse care sunt deja consacrate, în cazul nostru insecticidele Coragen, Benevia, Exirel și Verimark. Bineînțeles că fermierii vor afla multe alte lucruri și despre partea legislativă, despre birocrația din acest domeniu, pentru că sunt invitate și alte părți interesate, cum ar fi AIPROM, adică Asociația Industriei de Protecție a Plantelor, a fost puțin mai devreme domnul Chiaznoiu, sunt foarte multe lucruri interesante. Este foarte important să fim împreună, în primul rând, o comunicare corectă și transmiterea informațiilor și a tuturor soluțiilor pe care le avem în portofoliu, astfel încât ele să fie înțelese și acești specialiști, acești fitofarmaciști să poată să facă recomandările corecte și, bineînțeles, să ajute fermierii mici să își crească profitabilitatea și să obțină recolte sănătoase. Parteneriatul dintre Summit Agro România și Chemarc
Aș putea spune că datează încă de la începuturile activităților noastre, în mod special a partenerului Chemarc Rom România. Este undeva în anii 90 și atunci a început, iar astăzi vorbim de un parteneriat foarte puternic. Avem câteva produse în distribuție exclusivă în portofoliu Chemarc, pe care le au în portofoliul nostru și pe care le dezvoltăm împreună sub diverse forme, astfel încât să venim în întâmpinarea solicitărilor fermierilor. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul AgroTV.